Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul să-ți transmită în acest moment când tu ai intrat pe acest videoclip. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală, așa că te rog mult să iei de aici doar mesajele care ți se potrivesc. Hai să vedem situația în care te afli și ce urmează să se întâmple. Bun, văd aici o primă deblocare, da, pentru cineva. 9 de bâte, 2 de spade. E ca și cum ai obosit să te împarți între două locuri, între două situații. Poate ai în viața ta o energie duală care te obosește foarte mult. De asemenea, văd aici că ți este teamă de o hotărâre, da? De o hotărâre. Este un moment în care văd că nu prea vrei să abandonezi ceva, nu vrei să lași ceva. Ești dispus să duci până la capăt ceea ce tu ți-ai propus sau ești dispus să rămâi în această situație cu orice risc. Avem un 3 de bâte și 4 de cupe. Aici văd o primă deblocare, da, care a apărut în viața ta sau care apare și această deblocare e ca și cum nu îți place, nu îți convine sau ți se pare că nu e suficient. În alte cazuri te simți aici destul de obosit sau te simți destul de plictisit. Da? E ca și cum nu îți place, nu îți convine ceva anume. Care este problema? Problema este pajul de spade. Văd o persoană care se mișcă foarte brusc sau cineva care tratează lucrurile superficial. Da? Problema este că, nu știu, e ca și cum vrei să știi mereu de toate sau problema este că toată lumea îți scrie, toată lumea te sună. Poate știu eu, ai vrut să afli ceva și atunci când ai aflat, poate nu ți-a plăcut sau nu îți place. Spionezi foarte mult o persoană sau persoana asta te spionează pe tine. Hai să vedem, de ce e 4 de cupe aici? Poate să fie o problemă legată de bani sau o problemă legată de încrederea în tine. În alte cazuri simt foarte multă oboseală. Aici problema, da, ține de niște reguli noi pe care cineva le impune sau problema ține de o persoană care își face niște strategii. Poate să fie vorba și despre un copil. Da? Despre un copil, despre un proiect nou. Hai să vedem în continuare și avem aici asul de spade. Deci aici eu văd o victorie pentru tine în viitorul apropiat. De asemenea, văd aici o veste bună care apare și ceva ce se clarifică, ceva începe să arate altfel. Apoi avem aici roata destinului. Se pare că ceva începe să se miște într-o anumită direcție. Roata destinului înseamnă un noroc pe care tu îl vei avea. Poate este un noroc în legătură cu un mesaj, în legătură cu o soluție pe care o găsești. Dar simt eu aici că în viitorul apropiat tu vei reuși să clarifici o situație. Hai să vedem care e soluția. Soluția e 5 de bâte. Soluția este să te lupți pentru ceea ce e al tău. Soluția este să acționezi, nu doar să stai să te plângi. Da? Că de multe ori spunem, bun, da, meditez, da, mă rog, vizualizez, sunt pozitiv. Da, dar trebuie să și acționăm, că nu e suficient. Nu e suficient. Soluția este să fii mai ambițios sau mai ambițioasă. Ia să vedem asul de spade. Ce aduce asul de spade? Asul de spade aduce iubire, aduce o clarificare în iubire sau aduce o veste foarte bună pentru inima ta. Este o speranță mare pe care tu o ai. Și uite, norocul ăsta vine fie printr-o femeie de la drum, fie ține de drumul unei femei. Poate este un noroc privind o călătorie într-un loc vechi, într-un loc diferit. Da? Și uite, este un noroc mare legat de o sumă de bani.
Legat de o stabilitate foarte mare din punct de vedere material. Și soluția ține de a analiza mai bine ceva, o înțelegere, un contract, o relație. Da? Soluția este de a vedea exact care este cauza. Pentru că eu văd aici ca un fel de fie triunghi amoros, fie este o situație aici în care tu te consideri neîndreptățit. E ca și cum nu ți se pare corect, nu ți se pare drept că partenerul a reacționat într-un anumit mod sau poate un prieten din jurul tău. Și aici ți se zice clar să lupți. Hai să vedem ce urmează. Regina de spade, foarte frumos, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Văd aici faptul că ceva se clarifică în viitorul apropiat pentru tine. Mai văd și faptul că vei reuși să rezolvi o problemă. Văd aici o femeie, poate singură, divorțată, este o femeie care se axează foarte mult pe rațiune sau poate să fie cineva care lucrează cu mintea sau are o meserie intelectuală. 10 de monede, deci uite, văd aici o sumă de bani, o sumă de bani care ți intră sau poate avea legătură și cu o persoană din casa ta, din familia ta, cineva care te ajută în legătură cu o situație. Cineva care îți dă o veste, văd eu aici, foarte bună. Hai să vedem despre ce e vorba, ce este cu Regina de Spade. Regina de Spade, uite, să știi că îți dă o veste de final. Este un final și o bucurie neașteptată pentru sufletul tău care apare. Da. E ceva legat de o situație, da, care se petrece undeva la o zi mare, la o zi sfântă. Aici văd în final niște discuții puțin în contradictoriu, da, care te vor surprinde. Pot fi discuții legate de casa ta, de familia ta sau chiar discuții legate de întemeierea unei familii. Surpriza pentru tine în toată această poveste este 9 de monede, care vine cu o stabilitate foarte mare din punct de vedere material. Surpriza poate să însemne aici pentru tine și poate o încredere mai mare pe care o vei avea, un loc scump în care mergi sau poate chiar o sumă de bani. Un cadou, poftim, uite, primești un cadou, primești o recompensă și e ceva legat de o femeie. Dacă ești femeie, e pentru tine. Reușești, te simți bine. E ceva ce tu speri foarte mult și să știi că se îndeplinește. Poate să fie ceva legat și de o sumă de bani sau poate să fie ceva legat de o mașină, un teren, o casă, ceva care costă foarte mult. Da? Da, acum o să pară că vă face citirea pisica. N-am ce să-i fac. Dar aici, deci surpriza e că lucrurile vor fi mult mai bune decât îți imaginezi tu. Tu ai o protecție divină, ești foarte bine susținut în toată situația asta. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Îngerii romantici vorbesc despre faptul că trebuie să ai încredere. Da, încredere în tine, încredere în persoana de lângă tine și mai văd aici o nouă iubire. O nouă persoană care are noi sentimente față de tine. Da? Și un suflet pereche sau este o persoană nouă pe care ai cunoscut-o, poate să fie și o prietenă care se pare că te va ajuta foarte mult în toată această situație. Dacă ești o persoană singură, ai șanse să cunoști pe cineva, doar că este nevoie să te deschizi. Am mai vrut încă o carte. Și aici a ieșit 10 de cupe, care înseamnă un ideal care devine realitate, înseamnă o bucurie uriașă, o bucurie uriașă pentru tine. Și faptul că se rezolvă ceva legat de un blocaj, de o problemă de sănătate, poate să fie vorba despre un blocaj din punct de vedere emoțional, poate este un blocaj din punct de vedere financiar pentru alții dintre voi, dar și
senzația asta de singurătate văd eu că se duce, da, din viața ta. Ia să vedem acest oracol ce zice. Expresie avem. Deci trebuie să-ți exprimi emoțiile, să te exprimi pe tine. Da. Aici văd că ceva se clarifică. A ieșit mesajul judecată, numărul 20, numărul 12 și numărul 30. Și aici tu primești o veste, fie de la persoana iubită, fie de la o prietenă, poate este o veste de la muncă. Dar văd aici, uite, că reușești să ajungi la un echilibru și reușești să te eliberezi dintr-o situație toxică, dintr-o situație ciudată. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final, iar dacă dorești și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.